Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Conjuncții de mare intensitate, Soare, Mercur, Venus, Lună, Jupiter, Pluton, Saturn, toate dând o semnificație aparte evenimentelor cu care ne intersectăm. Alegeți așadar acțiunile coerente și puternice în locul celor confuze și dezechilibrate. Luați contact cu persoanele care vă susțin energetic, nu ripostați, nu vă încrâncenați. Iată care sunt aspectele săptămânii următoare și cam ce ar trebui să facem. Vom vedea astăzi alături de Ingrid Baciu. Bună ziua, Ingrid, și bine ai revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Cu mare drag! Vom vedea cam ce trebuie să evităm, pentru că sigur că da, vor fi anumite aspecte care astrale care ne arată cam ce zone ar trebui, poate nu neapărat evitate, dar totuși tratate cu mai multă responsabilitate și cu mai multă înțelepciune. Este o perioadă în care, oricât de greu ne-ar veni să credem, și Ingrid aici sper să avem același punct de vedere cu siguranță, persoanele care știu să trateze cu suficientă responsabilitate și, repet, înțelepciune, chiar și evenimentele mai puțin plăcute ale vieții, cu care, fără să vrem dată fiind natura perioadei următoare, și anume o perioadă bazată pe foarte multă influență astrală și o perioadă exclusiv spirituală, cu care, spuneam, ne vom mai intersecta, nu neapărat dacă greșim. Oamenii au impresia că li se întâmplă lucruri mai puțin plăcute doar dacă greșesc, li se întâmplă lucruri mai puțin plăcute și pentru a ni se testa credința, înțelepciunea și așa mai departe. Deci dacă vom trata toate aceste situații cu responsabilitate și cu înțelepciune, părerea mea este că nu avem cum să greșim, vom fi mult mai protejați. Iată de ce noi propunem astăzi să avem grijă să intrăm în acest cocon, în această, sau să ne ducem după acest ecran uriaș care poate fi format din ceea ce am spus mai devreme, credință, iubire, protecție, înțelepciune, și să nu ne mai lăsăm până la urmă agresați, pentru că dacă este să te simți agresat, te poți simți agresat și de ceva minor. Nu știu cum ar fi arătat o astrogramă acum 100 sau 200 de ani, dacă am fi fost într-o... cu putință să fi fost într-o transmisie, cu certitudine, probabil că astrele nu erau atât de hotărâte în a îndemna omul să evolueze. Nu știu cum ar fi arătat o astrogramă acum 2000 de ani, dar cu certitudine, în ultima decadă, cel puțin, nu? Noi ne întâlnim de mult timp, de mulți ani, vorbim, explicăm despre aspecte astrologice. Am văzut că se repetă anumite, nu? Anumite întâlniri așa între astre, care împing omul și îl determină, îi arată, insistă la propriu să evolueze, să îmbrățișeze spiritualitatea. Să... aspectele sunt foarte clare de mai mulți ani. Cu greu aș putea spune că există o săptămână în care să nu existe un aspect mai mult decât evident, da, care afectează toate așa zodiile. Așa și spuneai de greșeli. Spuneai de faptul că iată vine și acum o perioadă care ne îndeamnă să ne protejăm prin credință, prin iubire, înțelegere, cunoaștere și altele. Dom'le, greșim tocmai pentru că vezi, astea ne tot repetă mesajele lor, dar încă totuși nu sunt luate în serios cum aș trebui. Începe, Ingrid, să vorbesc, că mergem să avem timp la nativii berbec. Aș alege să vorbesc pentru nativii berbec despre un aspect foarte puternic și chiar am să te rog să le explicăm exact din punct de vedere karmic ce înseamnă acest lucru. Este vorba despre prezența lui Marte în domiciliu, în semnul lor, care din păcate sau din fericire, de ce nu, până la urmă, dacă învățăm din experiență, nu poate fi ceva rău, chiar dacă prin conflicte. Acest Marte a aflat zilele acestea la 24 de grade berbec. Se întâmplă să facă aspecte disonante cu toate cele trei planete aflate acum la sfârșit de Capricorn. Evident, este logic ce înseamnă acest lucru. O să explicăm pentru cei care încă nu sunt inițiați în astrologie. Este vorba despre un soi de energie care vine către noi într-o manieră mai greu de controlat, deci este alimentat acest soi de energie. Dar pe de altă parte este și o luptă între evenimente care sunt de forță și pe care ni le dorim și lucruri restrictive care ne fac să nu putem lua aceste decizii. Este vorba despre situații, despre luarea unor decizii de moment, uneori împotriva voinței noastre. S-ar putea să fim siliți în această săptămână aceasta, să ne readaptăm,
Adică noi să dorim să facem ceva și aspectele astrale, adică contextul, tot ceea ce este în exterior, să nu ne permită. Oarecum este de evitat să luăm decizii pripite, este de evitat să avem decizii radicale și pripite, într-un context în care noi spunem mereu, niciodată adevărul nu este chiar așa cum îl vedem la prima impresie și doi, lucrurile se pot schimba de azi pe mâine fantastic. Ca atare trebuie să fim mai degrabă aș îndemna oamenii să fie, și berbecii mai ales, să fie atenți la flexibilitatea lucrurilor decât să-și dorească astăzi un răspuns concret pentru mâine. Mai exact, săptămâna următoare le propune nativilor berbec o adaptare din mers, care sigur aduce în discuție și schimbări bruște de situație. Adică un nativ berbec care, să spunem, pleacă dimineața pentru că vrea să-și cumpere o locuință, s-ar putea să se trezească la prânz că universul îi sugerează nici de cum să cumpere o locuință, ci să întâlnească o persoană cu care poate să deschidă o afacere. Sau să-i se dea ideea în cadrul unei întâlniri cum că ar trebui să mai facă niște studii. Sau poate nu să-și cumpere o locuință, ci deocamdată să-și schimbe locuința închiriind ceva. Dau niște exemple la întâmplare, pentru că ce vreau să spun este că ei trebuie să se adapteze din mers. Să nu iau o decizie dimineața și să fie atât de înverșunați să facă lucrul acela. Pentru că asta poate provoca reacții ușor colerice, trebuie să spunem că berbecii, știți, doar sunt guvernați de Marte. Marte acum este cuadrat cu Saturn, cu Jupiter și cu Pluto. Asta înseamnă oarecare notă de agresivitate. Este păcat să folosim această agresivitate când, ca nativ berbec, putem să o ducem pe zona constructivă, respectiv pe trigonul super pe care Marte în berbec acum îl face cu soarele din Leu. Știu că ele sunt ca semne de foc prietene și cu Mercur din Leu, deci decizii importante, bine gândite, poate chiar încheierea unor contracte foarte interesante. Și încă un sfat, Ingrid, care vine în întâmpinarea a ceea ce te rugasem să ne spui, încercați să blocați și să opuneți rezistență obstacolelor care sunt 100% de natură karmică. Deci trebuie să înțeleagă toată lumea că acum este o perioadă exclusiv spirituală și mi-asum ceea ce spun, este o perioadă încărcată de semnificații karmice. Karmice înseamnă că ne leagă de un trecut îndepărtat și nu înseamnă că doar ceea ce facem astăzi ne aduce în fața unor evenimente, ci și ceea ce am făcut într-un trecut, repet, poate chiar îndepărtat. Deci dacă vedeți că este o situație karmică, adică vrei să te angajezi și pur și simplu nu reușești, nu opune atâta rezistență. Tratează lucrurile cu înțelepciune. Sau vrei neapărat să te înțelegi cu o persoană, cu un șef, să spunem, și nu reușești sub nicio formă să te împaci cu acea persoană. Lasă lucrurile să meargă de la sine. Poate chiar trebuie să te chinui o anumită perioadă ca șeful respectiv să, dau un exemplu la întâmplare, să înțeleagă anumite aspecte. Deci mare atenție că nu trebuie să opunem rezistență blocajelor și obstacolelor. Da, mesajul perioadei imediat următoare pentru berbec ar fi... Acceptă întârzierile, acceptă blocajele, înțelege că nu tot ceea ce curge lin este binevenit și cascada curge fără întreruperi, dar te poate ucide dacă stai la baza ei. Acceptă că aparentele piedici și neîmpliniri imediate ale unor dorinți pe care le ai pot fi de fapt chiar puncte nodale în destinul tău, pot fi chiar acele zone de haltă existențială, trebuie să te oprești un pic, da, exact. Să vezi în ce constă blocajul, de ce se întâmplă și mai ales... Revedeam azi dimineață și mă uitam chiar pe berbec, mi-a plăcut o perioadă agitată pe de o parte, dar pe de altă parte o perioadă cu informații importante pentru mentalul lor, cum bine spuneai, o zodie renumită pentru faptul că sunt colerici, dar știi cum e, impulsul fac și pe urmă stau să gândesc, oare nu era mai bine să, oare de ce am reacționat așa, cum e că îi realizează, își dau seama după. Bun, perioada imediat următoare, repet, mi se pare foarte interesantă pentru berbec să înțeleagă că dacă, chiar dacă iubește curgerea cascadei, e lină, e fără opreliști, e minunată, este miraculoasă, este o forță a naturii, nu întotdeauna forțele care nu sunt deloc redirecționate, care nu sunt deloc cumva ușor stăvilite din curgerea lor mult prea rapidă, ele pot să nu-ți facă deloc bine. O forță mentală, un gând, o atitudine, nerăbdarea specifică berbecului, nerăbdarea de aici, nervozitate, impulsivitate, cum adică n-a ieșit ce și-a propus, au ușor, nu vreau să jignesc pe nimeni, au ușor, că nu ăsta este scopul, ușor firi cu adevărat obsesive. Eu cunosc foarte mulți berbeci. Dacă nu a ieșit precum își dorește persoana, da?
Poate să iasă o întreagă și chiar se întorc împotriva... Știm foarte bine, chiar am spus, îmi cer scuze, Ingrid, în cadrul emisiunii, foarte mult contează pentru fiecare semn zodiacal semnul, simbolul grafic al zodiei, așa numită glifă. Pentru nativii berbec, glifa, care nu are, este lipsită de crucea materialității, din punct de vedere... benefic, sigur că dans arată că faptul că berbecii nu sunt absolut deloc materialiști, pentru că, sau cei care au tipar de berbec, pentru că nu au această cruce a materialității, în schimb ceea ce blochează cercul spiritului ca simbol grafic, este faptul că există acea săgeată, cred că toată lumea știe simbolul grafic al berbecului, care arată voința, deci voința care vine peste cercul spiritului. Deci defectul de bază al nativilor berbec, sigur, grosomodo, fiecare berbec are astrograma sa personală, dar acum vorbim în general despre cei care au tipar de berbec, este faptul că dorința și voința uneori se suprapune voinței divine, adică este bine să vrei și tu ceva, sigur că da, dar într-o oarecare măsură în care degeaba vreau să mă fac medic-chirurg dacă destinul meu este de profesor de sport. Deci nu se poate să voința mea să vină peste voința divină. De aceea oamenii cei mai fericiți sunt oamenii care se pun în slujba lui Dumnezeu și spun: Doamne, facă-se voia ta. Da? Pentru că este amuzant să credem că stăpânim ceva pe lumea aceasta. Este trist și perdant, nu doar amuzant, și asta este o lecție a tuturor semnelor până la urmă, ar fiecărui individ, și dacă ar fi oameni care cu putință ar fi să nu se nască sub influența unei zodii, să o spunem, prin absurd. Sunt oameni care se nasc într-o zi, anul, într-un moment, într-o clipă, în care nu sunt în nicio zodie, prin absurd. Asta încerc și eu să le explic oamenilor. Toate blocajele din viața unui om, din destinul unui om, de aici pleacă și poți să repeți, pentru că omul nu înțelege că înainte de a avea tu un proiect pentru tine de viață, întreabă-te de unde vii, cum vii și dacă nu, cumva există un alt cineva în univers care a avut înaintea ta un scop și o misiune pentru tine. Nu degeaba spun Sfinții Părinți, nu eu, ci Hristos în mine. Frumos, frumoasă sintagmă, conștientizând astfel că există o voință, intenții, o cunoaștere net superioară înțelegerilor la care poate ajunge omul prin capacitatea lui de a integra cunoașterea de orice tip, inclusiv intelectuală, spirituală, senzorială. Pentru că dacă am avea capacitatea, dacă omul în general avea aceste capacități, evident nu ar mai merge pe stradă, ar levita. Evident nu și-ar mai da întâlnire cu nimeni, că totul s-ar produce prin ubicuitate, prin proiect astrală, deci încă nu avem putințele și berbecul trebuie să... Cu toate, știi de unde pleacă la el problemele? Simt deja presiunea nativilor pești. Gata. Hatără, vom trece mai departe. Da. Da. Vom vorbi despre tauri. Ce aș mai vrea să spunem, și asta nu neapărat pentru nativii tauri în general, lumea trebuie să înțeleagă că toate aceste predispoziții și toate aceste, sigur că da, informații pe care le dăm despre fiecare zodie în parte, sau chiar dacă am avea astrograma personală a persoanei identificată cu zi, luna, oră și localitate, are o limită. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că astrologia are o limită. În ce sens are o limită? Nu că n-ai vedea într-o astrogramă aproape toate defectele, calitățile și punctele slabe și punctele forțe ale unei persoane. Astea le vezi chiar în amănunt aproape 100%. Problema este că ceea ce nu vede astrologia, acum este un fel de antireclamă, glumesc, dar trebuie să spunem acest lucru ca să fim corecți, pentru că tot este astăzi Sfânta Maria, de fapt, adormirea Maicii Domnului. Trebuie să înțelegem că puterea lui Dumnezeu este dincolo de orice astrologie. Clar. Adică dacă un om, oricât de multe defecte ar avea, vrea să se corecteze, astrologia în acel moment devine ca și inexistentă. Pentru că nimeni nu te poate opri să nu ieși de sub incidența unei astrograme, care este adevărată atâta vreme cât ai niște slăbiciuni, sigur că da, și niște defecte, care sunt ale tale, nu zice nimeni, dar tu, dacă tu vrei, de exemplu, să spunem, se știe clar, și mai ales sfinți care au avut niște păcate și la un moment dat pur și simplu au trecut de partea credinței și s-au sfințit, care vă dați seama că s-au sustras oricărei astrograme până la urmă. Da. Dar este la fel de adevărat că atâta vreme cât avem slăbiciuni, sigur că da, ne supunem dacă regulilor astrale. Dacă îmi dai voie să atau, sensul vieții este depășirea condițiilor de gen, nu? Da. Condițiilor karmice, personale de neam, condiții astrologice, tu vii cu niște... Ce astrograma? Ți arată de unde vii, cum vii. Da, despre ce e vorba în legătură cu tine? E un fel de... Știi, medicamentele au hârtia aia înăuntru, cum să folosești
aici, cât să iei ce doză la ce oră. Cam așa vii și tu, cu, cum îi spune, cu prescripția aia, da? Cine ești, de unde vii, ce sensibilități, efecte adverse, cum să acționezi? Adică, dacă tu îi spui unei persoane că este predispusă la accidente violente și persoana respectivă, în loc să mai meargă cu motocicleta sau cu... nu mai numim toate sporturile extreme și așa mai departe, alege să mediteze sau să stea într-o liniște sau să asculte o muzică siderală și așa mai departe, automat ea își diminuează aspectele... Face un salt cuantic. Exact. Își diminuează aspectele care fac masă critică oarecum cu astrograma. Intră pe altă frecvență a destinului. Intră pe altă frecvență a destinului și se anulează. Așa este. Deci nu așa trebuie este. Să privim ca niște rețete. Trebuie să le privim ca pe niște atenționări de care putem să scăpăm și într-o secundă, dacă suntem suficient de înțelepți. Revenind la Nativi Taur, perioada este foarte, foarte interesantă din punct de vedere astrologic, în sensul că de fiecare dată când ne aflăm în semnul leului, există provocări pentru tauri. Nu este neapărat o inadvertență, dar pe de o parte, sigur că da, pământul cu focul au și mici dezechilibre, acest soare și mercur în semnul leului, oarecum puțin antagonice cu zodia taurului, vin cu provocări la nivel de ego pentru taur, deci s-ar putea să existe, repet, mici provocări, mici tensiuni care să îi facă să se gândească de două ori asupra unor aspecte în care credeau că au 100% dreptate. Acum, pentru fiecare nativ taur, destinul va găsi o variantă de a le pune semne de întrebare asupra faptului de a avea sau nu dreptate. În altă ordine de idei, majoritatea nativilor taur în această perioadă cu Uranus în semnul lor, deci sunt beneficiarii acestui Uranus, de data aceasta este foarte bine aspectat, face un superb sextil cu Venus, cu Luna, astăzi cu nodul Nord și cu Jupiter. De fapt, sextil cu Venus și trigonul cu Jupiter din semnul Capricornului, iată, taurii sunt fascinați de ideea de noutate, de ideea de, mă refer la idei inventive, avangardiste. Mulți își doresc să facă afaceri inedite sau să își schimbe locul de muncă sau să-și cumpere o casă sau să schimbe o casă și așa mai departe. Deci devin destul de curioși acești nativi atât de stabil de obicei ca prin semn de pământ. Și asta deoarece Uranus le dă o amprentă uraniană lor, care știm foarte bine cât sunt de dornici de a avea stabilitate, confort și de a ști de azi exact ce se întâmplă peste o săptămână. Nu este de ignorat în continuare poziția lui Marte în casa 12-a, care atrage și, o repet, o menționez, atrage dușmănii karmice, pot veni dușmănii karmice din karma altei persoane, nu neapărat din karma personală, s-ar putea chiar să fie aceste dușmănii să aibă legătură cu persoane pe care ei le respectă foarte mult și le pot prelua dușmăniile karmice, pentru că acest Marte din casa 12-a face quadratură cu planetele din casa a noua, a mentorilor spirituali. Deci este ca și când taurii își pot dori să ajute persoane prelându-le dușmanii karmici din categoria celor care se erijează într-un fel de mentor spiritual ai lor. Foarte interesant este acest Marte, pentru că vine chiar cu propunerea de a educa, ceea ce este foarte rar întâlnit în astrologie, dușmanii karmici. Da, de a le anula energia negativă, asta vreau să spun. Vorbind adineori despre aspecte și tendința lor de a lua anumite hotărâri, mă faci să zâmbesc aseară discuție între mine și un taur, că nu eram departe de începutul unei săptămâni, discuție în contradictoriu, pe o temă, îi spun, refuz să mai dialoghez în acest moment, revine, mă întreabă după vreo oră, două, ne împăcăm, că dacă nu ne împăcăm, plec în Tenerife, zic, poftim. Dar de ce nu la plăiești? De ce nu împitești? Sunt într-un moment și pe niște aspecte astrologice în care au tendința, taurii, spre exemplu, au tendința să ia decizii, deci a fost, dacă erai de față, deci a fost ceva care nu avea sens, dar persoana nu glumea. Și cu Luna în berbec persoana, deci foarte interesantă discuție și toate discuțiile care au avut loc ieri au fost, chiar zâmbeam, mă gândeam la aspecte, la... Bun, taurii, remarc, niciodată nu intri fix la luni dimineața la ora 8 pe aspectele din săptămâna următoare. Influențele se simt deja de, probabil, chiar de astăzi, de mâine și tot așa. Bun, am remarcat chiar de aseară și astăzi am avut ocazia să stau de vorbă cu taurii, deja se înscriu pe linia și aspectele săptămânii viitoare. Mă îngrijorează și pe mine ceea ce spui acel mare.
7 din casa a 12-a, am remarcat deja că au tendința să intre, să intre în povești pe care le aud, le văd sau se întâlnesc ele la serviciu, inconștient, nu, probabil că nu realizează să intre în anumite discuții și argumentații care la chiar nu-i privesc, chiar nu-i privesc, și să preia, fără să-și dea seama, dușmăniile altor persoane, ce spune în spiritualitate, și taurul trebuie să învețe această lecție și probabil că în perioada imediat următoare, vrând nevrând, obligatoriu o va învăța, ajuți o ființă umană când îți cere ajutorul pentru că te apără îngerul persoanei. Când tu intervii cu forța, lasă-mă să te ajut, mă bag eu, rezolv eu, n-ai văzut cum stă situația, mă duc eu, aranjez eu. Dom'le, când un om își cere ajutorul, tu îl oferi odată, de două ori. Taurul trebuie să înveți această lecție, că remarc, nu de azi, nu de ieri, de un timp, repet, cunosc tauri destui, remarc tendința asta de a lua asupra lor, de a interveni în situații care îi depășește totuși din anumite puncte de vedere, da? Să înțeleagă că atunci când intri cu forța să schimbi viața cuiva, te atacă ceea ce se spune demonul persoanei. Mai este o condiție pentru nativii tauri și mergem mai departe, și anume faptul că acest Uranus, care e octava superioară a lui Mercur și care vorbește despre inteligență superioară prezent în semnul taurilor, vorbește despre faptul că aceștia obligatoriu trebuie să încerce să pună orice acțiune în slujba unei cauze superioare și să evite zona de joasă ca vibrație, adică discuțiile superficiale și oarecum fără sare și piper din punct de vedere spiritual, să evite să interacționeze cu oameni de proastă factură, să evite să se enerveze atunci când sunt provocați de oameni de proastă factură și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, trebuie să nu uităm și să ne folosim pentru înțelepți faptul că această conjuncție Jupiter-Pluton extraordinar de avantajoasă pentru nativii Taur, deoarece se găsește tot într-un semn de pământ care întotdeauna este prieten cu alt semn din aceeași categorie din punct de vedere al elementelor, sigur că da. Deci conjuncția Jupiter-Pluton pentru nativii Taur extraordinar de avantajoasă vorbește despre un soi de victorie asupra dificultăților. Pentru că Jupiter este norocul și victoria asupra dificultăților, Pluton este cel care te bagă în probleme. Iar taurii sunt beneficiari acestei conjuncții, repet, ca semn de pământ prieten cu semnul în care găzduiește această conjuncție. Deci mare atenție, aveți șansa, de fapt neșansa, de a intra în tot felul de încurcături mai mult decât dar ai și problema și rezolvarea celorlalți, că Pluto vine cu tot felul de invenții, adică dacă n-ai tu probleme, ți le fac alții. Deci pot intra în încurcături, mai ales pot intra în încurcături ale altor persoane, se pot intersecta cu destinul altor persoane care chiar sunt legați karmic, și Jupiter vine și cu soluționarea. Deci este foarte interesant acest aspect, mai ales pentru nativii Taur. Mergem mai departe, ajungem și la frumoasa zodia gemenilor, Ingrid. Iată, pentru gemeni există un talent deosebit în această perioadă de a aprecia orice eveniment, deoarece orice eveniment are o însemnătate deosebită pentru ei, grație prezenței nodului nord, chiar în semnul lor și pe un grad analitic 28 de grade. Pe de altă parte, gemenii au înțeles de ceva, cam de 2 ani, un lucru foarte important, și asta deoarece o zodie foarte încercată, am tot spus, în ultimii ani, cu atâtea planete pe casa Scorpionului, gemenii fiind destul de inadverți cu zodia Scorpionului ca tot, până la urmă, energetic. Acest Jupiter, Pluton, Saturn, în ultimii ani s-au găsit pe casa Scorpionului pentru gemeni. Orice situație, ce au înțeles gemenii, că orice situație imaginată are nevoie de un exterior solid. Că nu toate interacțiunile și nu toate prietenile pe care gemenii cu atâta ușurință le validează sunt de calitate. Aici o să las să continui pentru că ești nativ geamăn. E bine că te-ai oprit. Nu știu ce aspecte ai în astrogramă, dar e bine că te-ai oprit. Știu că e mult comentată și mult discutată zodia gemenilor. Dacă voi spune personal, nu mă regăsesc în descriere. Am mulți ani de când leg greu prietenii, foarte mulți ani. Și le recomand tuturor celor din zodia gemenilor care au rămas pe aspectele de copil și nu s-au dezvoltat spiritual, nu s-au dus către spiritualitate, să evite ceea ce spui tu, mai ales cu atât mai mult că au fost sangrei. Da, susțin cu tărie că sunt gemeni și sunt prea mulți care într-adevăr acționează întâmplător, poate chiar haotic, copilărește, mult prea ludic, într-o perioadă în care atât aspectele astrologice din ultimii ani și-au simțit-o pe pielea lor, cât și evident aspectele generale, sociale, nu mai permit genul acesta de atitudine. Iar în perioada imediat următoare, în săptămâna
în săptămâna următoare, la fel, eu cred că au o perioadă bună dacă înțeleg acest lucru, dacă înțeleg să facă un pas către... ai punctat bine, lăsând gluma deoparte, așa este. Să treacă de zona asta de ludic și să lege cu ușurință, cred că e mult spus prietenii, să intre în tot felul de... Prietenia este ceva complex și poate... Mă rog. Să-și prioritizeze cu adevărat acțiunile, intențiile, gândurile. Dom'le, ce gândesc chiar are aplicabilitate, chiar are vreun rost? Întâlnirea cu o persoană chiar are vreun rost? Știi ce aș vrea să spun, Ingrid? Perioada are niște repere generale de la care nu poți să te abați. Orice ai face, tu nu poți să ai factor de noroc dacă tu nu respecti. Nu pot să spun că sunt 10, că sunt 9, că sunt 5. Nu intrăm în comercial, că sunt 10 sfaturi, 15, nu. Deci sunt o serie de reguli pe care le are această perioadă, pentru că fiecare perioadă are regulile ei din punct de vedere asta. Nu înseamnă că dacă nu le știm, nu există. Și niciodată nu lipsește spiritualul? Niciodată nu lipsește spiritualul, exact. Chiar și în perioadele în care au fost războaie, în care au fost molime, tot au existat niște reguli, că de fapt de aceea s-au și întâmplat, pentru că nu s-au respectat niște lucruri de bază și așa s-a hotărât sus. Exact, da. Această perioadă are niște reguli de la care ne abat, de la care dacă ne abatem, indiferent ce zodie am fi și ce astrogram am avea, vom fi evident pedepsiți. Ce trebuie să înțelegem este faptul că în această perioadă în care trebuie să respectăm aceste reguli, pe care le-am tot numit pe parcursul emisiunilor noastre, fiecare semn zodiacal are tendința să o încalce mai mult pe una dintre ele. Și acum, pentru că noi când vorbim despre gemeni, de exemplu, Ingrid este un geam în atipic, pentru că tu vii din karmă de săgetători, deci mai mult săgetători din astrogramă decât geamă. Noi trebuie să înțeleagă telespectatorii că nu avem să știm fiecare ce tipicare. Dar grosomodo vorbim despre gemeni. Gemenii în această perioadă au avut de înțeles lecția aprofundării, exact ce spuneam, atrierii prietenilor, pentru că aici era punctul lor slab. Prea multă hăituială relațională, care nu întotdeauna, știți cum se spune, cei mulți strică, prea multe discuții, prea multe conversații, nu toate de cea mai bună calitate, și acum gemenii au devenit mult precum scorpionii, foarte tranșanți, foarte selectivi, pentru că au fost destul de dezamăgiți în ultima perioadă și cauza principală a acestor dezamăgiri relaționale a cam plecat de la bani. Să înțeleagă oamenii, când spui ultima perioadă, te referi la ultimii ani. Ultimii ani, sigur, ultimii ani. Așa cum pentru alte zodii, provocările au venit din altă zonă, unde sunt punctele vulnerabile ale fiecăruia. De exemplu, pentru balanțe, și am spus, vom aminti, pentru balanțe a fost faptul că au fost scoși din acea comoditate proverbială și băgați pe o zonă în care nici să-și dorească, n-au cum să stea, pentru că tot timpul au câte o provocare și lucrurile sunt date peste cap. Pentru leu, renunțarea la... Da. Centrarea pe propria persoană și intrarea pe karma de sacrificiu. Pentru fecioare, toate etichetările au picat, tot ce au crezut ei că este... a picat și soarta i-a pus în fața unor situații atât de deosebite încât au început să perceapă, au văzut că adevărul de fapt e altul, nu era adevărul acelor etichete. Etichetele au fost înlocuite cu niște repere de altă natură, adică le-a arătat fecioarelor universul care este adevărata etichetă, nu cea pusă de noi. Și așa mai departe. Deci și pentru gemeni, revin, perioada vine cu aceste mesaje pentru gemenii care au cu adevărat tipar de gemeni. Dacă pentru Taure acest Marte în casa 12 vorbea despre rezolvarea unor dușmănii secrete ale lor sau ale celor din jur, pentru gemeni Marte se află pe casa prietenilor, deci s-ar putea să existe tot felul de prieteni cu probleme care îi agresează destul de mult pe gemeni, în sensul că îi agită. Corect. Da, mă bucur că ai făcut această... ai specificat acest lucru, pentru că nu înseamnă că te atacă fizic sau că te poate tulbura simpla prezență, da? Simpla prezență a cuiva, a felului de a trăi, de a gândi. Și-au avut gemenii iar în ultima perioadă neșansa să întâlnească oameni care nu toți, nu se înțelege că toți. Dar a fost o dominantă a perioadei. Întâlnirea cu oameni care nu își rezolvă problemele și caută să-ți predea ție, da? Să-ți predea ție problemele, eventual să le rezolvi cap-coadă. Asta este o temă, nu? Pentru perioada imediat următoare, pentru gemeni, selecția. Selecția, să vezi lucrurile în clar, cum sunt, de unde vin, de ce, unde duc, să încerce să vadă finalitatea unui lucru înainte să facă un prim pas, da? Să încerce să vadă finalitatea ca să nu fie o perioadă pierdută și eventual să și plătească pentru un lucru pe care oricum nu vreau să-l facă, dar s-au implicat că n-au știut să spună nu. Revenim după publicitate cu Nativira.